Neluța bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Audiție plăcută! Singurătate, de Nina Poșan. Într-o pădure deasă și frumoasă locuia odată de mult un pădurar cu familia sa. Petre, că așa îl chema pe pădurar, lipsea foarte mult de acasă. El trebăluia cât era ziua de mare prin pădure. Pădurea se întindea la stânga și la dreapta casei lor, ba și în spatele casei. Numai să o străbați cu piciorul aveai nevoie de câteva ore bune. Petre trebuia însă să aibă grijă de flora și de fauna pădurii, să îngrijească puieții de copaci, să adune crengile uscate. Mai trebuia să vadă dacă nu cumva erau capcane puse de oamenii răi, numiți braconieri, pentru a prinde animalele pădurii. Și câte și mai câte nu făcea pădurarul Petre. Maria, soția pădurarului, trebăluia și ea prin casă și prin curte. Avea puțin timp să se ocupe de Cristian, copilul lor, un băiețel frumos cu ochi albaștri ca cerul senin, care nu avea mai mult decât 5 anișori. Cristian era tare vioi. El alerga și se juca în toată ograda. Nu îndrăznea însă să se avânte prin pădurea din apropiere. Pentru el, pădurea era un mister. Era atras de ea, dar se și înspăimânta, căci se temea de ceea ce ar putea să întâlnească acolo. El însă era necăjit că, stând așa departe de sat, nu putea să se joace cu copiii de acolo. Le auzea numai larma care o făceau când se jucau la marginea satului. De multe ori se așeza pe o buturugă din fața porții, parcă anume făcute pentru el, și se gândea că tare ar fi dorit să aibă un tovarăș de joacă. Într-o zi, pe când stătea trist pe buturuga lui, aude cum foșnesc sub picioarele cuiva frunzele așternute deja de toamna care venise mult prea devreme. Când s-a uitat în direcția din care venea zgomotul, a auzit cum se apropia de el un cerbișor. Se uita fix la el cu niște ochi calzi și blânzi. Deodată îl aude spunându-i: "Ce faci, Cristian?" Surprins și emoționat, Cristian îl întreabă: Da, de unde știi tu cum mă cheamă?" "Păi, de multe ori am stat în preajma casei tale și am auzit-o pe mama ta cum te strigă." Și de ce te-ai ascuns până acum?" "Drept să-ți spun, îmi era puțin teamă de tine," răspunse cerbișorul. "Acum nu-ți mai este?" întreabă Cristian, apropiindu-se de cerbișor și mângâindu-l pe cap cu mână. "Mi-am învins frica, pentru că am văzut că ești un copil cu minte. Eu tare am vrut să fiu prieten cu tine și eu sunt singur. Mama mea a fost împușcată de un vânător." Cristian l-a mângâiat din nou pe cap. Atunci a văzut că avea pe frunte un smoc de păr alb în formă de stea. Era tare frumos. Cristian l-a rugat pe cerbișor să se așeze și el lângă buturugă și să-i povestească cam cum este viața în pădure. Era foarte curios. Cerbișorul a început să-i povestească tot felul de întâmplări. Lui nu-i venea să creadă că în pădurea de lângă casă există o viață atât de agitată și de interesantă.
Au stat de vorbă până seara târziu, când au hotărât ca începând din chiar a doua zi să facă câteva plimbări prin împrejurimi. A doua zi, Cristian s-a sculat dis de dimineață, s-a spălat în râul de lângă casă, s-a îmbrăcat curat și s-a așezat pe buturuga lui preferată. Îl aștepta pe Cerbișor. Când acesta a sosit, au și pornit prin pădure, prin locuri pe care numai Cerbișorul le cunoștea. Au mers la cuibul unor păsărele. Ele cântau așa de frumos că s-au oprit în loc să le asculte. Nu mică le-a fost mirarea când s-au trezit cu o prepeliță chiar lângă ei. Ea i-a întrebat dacă vor să ia parte la reprezentația pe care urmau să o dea animalele pădurii, chiar în acea zi. Da, da, au răspuns în cor Cristian și Cerbișorul. Prepelița i-a dus pe cei doi în poiana în care se ținea spectacolul și le-a spus să ia loc pe buturugile așezate special pentru spectatori. Acolo erau purceluși țepoși, o familie de iepurași, câteva căprioare, ursuleți, bursuci și câte și mai câte alte animale. O broască testoasă, cu carapacea ei frumoasă ca o bundiță brodată cu cele mai armonioase culori, își alesese drept sprijin un ciot de copac acoperit cu mușchi verde și proaspăt. Pe aproape stătea și un arici pogonici, cu țepi ca niște aci într-o pernuță. El se cocoțase pe o buturugă ca să vadă mai bine spectacolul. Pe copacii din împrejurimi stăteau ca un ciorchine câte și mai câte păsărele. Chiar și florile găzduiau fluturii cu miile. În fața lor era o cortină făcută cu mult meșteșug din frunze de arțar colorate, începând de la roșu până la maro. Când s-a ridicat cortina, ce să vezi? Doi cimtezoi cu jobene și bastoane dansau pe o sârmă împletită din nuiele de alun. Credeai că au venit direct de la circ. A apărut apoi o maimuță îmbrăcată ca o balerină care făcea echilibristică cu o prăjină. Două ciupercuțe cu pălăriile roșii și-au făcut apariția și au început să povestească, unduindu-și trupurile, cum i-au păcălit pe niște copii să se joace cu ele și cum le-au lăsat pe mânuțele lor otrăvurile. Dar cum l-au văzut pe Cristian, s-au roșit și mai mult de rușine și, încurcate, au coborât repede de pe scenă. Nu se așteptaseră să fie la spectacol și un copil. Au tras cortina și au făcut o mică pauză. În timpul acesta și-a făcut apariția două veverițe cu niște coșuri din nuiele pline cu nuci și alune. Au trecut printre spectatori și le-au oferit cu mare veselie fructele din panere. A început apoi partea a doua a spectacolului. Din fundul scenei veneau fluturii cu miile, care mai de care mai frumos, care mai de care mai colorat, s-au prins într-un dans cu toții, dispărând după aceea în văzduh. O nevăstuică, cu blana ei castanie și lucioasă, zveltă cum era, a dansat de una singură, aruncând în sus cu fructe și castane, prizându-le cu multă abilitate,
exact ca jonglerii de la circ. Doi purceluși țepoși, grosani și cu coama lor înfoiată, formată din țepi, s-au luptat ca doi sportivi de lupte grele. Aici însă nu a câștigat niciunul. Ei și-au făcut numărul din programul pe care îl pusese la punct cu mare migală, ca un regizor bun ce era, chiar domnul rege al pădurilor, leul. Toți spectatorii nu mai conteneau cu aplauzele. Spectacolul s-a încheiat cu o privighetoare care a cântat cu vocea ei minunată. Un bursuc a urcat pe scenă și a înmânat privighetorii un buchet de flori culese chiar de el din pădure. Privighetoarea, ca o mare artistă ce era, a început să ofere spectatorilor din florile primite ca să-și arate bucuria pentru aplauzele ce răsunau în toată pădurea. Tare s-a mai minunat Cristian de ce a văzut în ziua aceea. Cei doi s-au ridicat de pe buturugile unde se așezaseră și, mulțumind gazdelor pentru spectacol, au plecat, promițând că vor mai veni și altă dată. În drum spre casă, undeva aproape, se auzea o gălăgie de nedescris. Ce credeți? Niște năzdrăvani de pui de lup se jucau de mama focului. Aruncau cu frunze unul în altul, se rostogoleau, se îmbrânceau, necăjind-o pe mama lor lupoaica, care voia să-i bage în bârlog la adăpost de primejdii. Numai când l-au văzut pe Cristian, lupișorii s-au speriat și au fugit tremurând de frică spre bârlogul unde îi aștepta mama lor. Aceasta i-a dojenit. Voi chiar nu mai conteniți cu joaca pe ziua de azi? Văzându-și puiuții cât erau de speriați și cum tremurau de frică, lupoaica i-a liniștit spunându-le: și băiatul este tot un copil ca și voi, numai că este un pui de om. Și apoi nu vedeți că este cu cerbișorul prietenul nostru? Când lupișorii au auzit că și Cristian este un pui, ca și ei, s-au apropiat curioși. În scurt timp au început să se joace cu noii veniți. Au aruncat în ei cu ghindă, s-au rostogolit până la picioarele lor, trăgând de ei ca să cadă și să se dea de-a dura. Până la urmă au intrat în joc cu toții și s-a încins o veselie cum numai între prieteni adevărați se mai întâmplă. Nu se săturaseră de joacă, dar întunericul a sosit pe neașteptate, aducându-le aminte lui Cristian și cerbișorului că trebuie urgent să se întoarcă acasă. La despărțire, cerbișorul i-a spus lui Cristian: fii atent să nu pleci singur prin pădure, ești prea mic și acolo nu sunt numai păsări frumoase și animale blânde, cum sunt acești lupișori prieteni cu mine. Sunt și animale fioroase de care trebuie să știi să te ferești. Cristian a promis că îi va urma sfatul și, după ce s-au despărțit, a poposit puțin pe buturuga de lângă casa lui. S-a uitat în urma cerbișorului, care dispărea în pădure, și s-a gândit cât este de fericit că și-a găsit atâția prieteni și a scăpat de singurătate. Acum nici nu-i mai pasă de copiii din sat. Noapte bună, copii!